Proiectul nostru se numește Artă și Poveste Murală și a început în urmă cu 2 ani de zile. Este un proiect cofinanțat de Primăria Brașov prin programul Proiecte Culturale și e desfășurat de Asociația Carpatera în parteneriat cu Mănăstirea Franciscană din Brașov și cu Depoul de Artă Urbană. Prin proiect ne-am propus să reparăm calcanul exterior al mănăstirii și apoi să-l transformăm într-o pânză a orașului care mereu să propună noi imagini și noi opere de artă ale artiștilor graficieni în vogă. Acum 2 ani de zile, pentru partea de jos, pentru brâul de până la 3 metri, l-am avut pe Lucian Sandu Milea, care a făcut o grafică a celor 7 bresle ale Brașovului. Iar anul acesta ne-am propus să venim cu ceva nou, cu cei mai în vogă artiști graficieni la ora actuală, care sunt Alexandru Baciu și Irlo. Am făcut-o cu acordul Direcției de Cultură Brașov, care ne-au sprijinit mult și ne-au impus doar să folosim materiale pe bază de vară. Suprafața totală a calcanului e de aproximativ 500 de metri pătrați. Acum 2 ani am făcut până la înălțimea de 3 metri, care înseamnă 150 de metri pătrați, și anul acesta cam 250, cred că, parte de aici. Dar noi vrem ca să rămână permanent un loc în care să vină noi și noi opere de artă, noi creații artistice. La ora actuală, cea mai mare pictură murală din țară este în Timișoara și are 500 de metri pătrați. Zidul nostru complet, la final, va fi de aceeași dimensiune, tot de 500 de metri pătrați. Dar în prezent, noi lucrăm pe circa 300-320 de metri pătrați. Poate 350. Cu siguranță este cea mai mare dintr-un centru istoric din țara noastră și probabil chiar din zona asta a Europei. În primul rând, eu sunt preot și superior adjunct al Mănăstirii Franciscane și a Bisericii Sfântul Ioan din Brașov. Și ca și preot trebuie să mă fac referință în primul rând la Bunul Iisus, care în drumurile sale, să le numesc așa, misionare, întotdeauna a căutat oamenii acolo unde au fost ei. Pe Zaheu l-a găsit în copac, pe cei leproși i-a întâlnit pe drum. Și am curajul să cred că biserica și astăzi ar trebui să aibă un mesaj pentru acei oameni cu care se întâlnește, dar acolo unde sunt ei. Deci dacă pe oameni nu îi mai găsim în biserică în cele mai multe cazuri, ci în piațeta de lângă Mănăstirea Franciscană, atunci acolo trebuie să le oferim un mesaj. Și am senzația să cred că mănăstirea aceasta își îndeplinește un vis poate din 1972. Era un frate franciscan în vârstă care acum 10 ani când am fost aici mi-au spus: tu ești tânăr și poate o să ai posibilitatea să speri din rușinea aceasta, că peretele ăsta, fiecare om acasă își renovează casa ca să fie mai trăibilă, să o numesc așa, și noi nu am fost în stare din 72 să renovăm peretele acesta, care e un prim mesaj față de oameni. Slavă Domnului și mulțumim în primul rând domnului primar, nu-l cunosc personal, dar sper că o să am ocazia. Apoi nu-l cunosc, acum am avut ocazia să-l cunosc pe președintele Cătălin Cantor al Asociației Carpatera și împreună cu dânsii, bine, noi am oferit doar oportunitatea, dar slavă Domnului că au încercat să găsească un mesaj care să aibă cumva și un mesaj din partea mănăstirii noastre. Oamenii acolo unde sunt au posibilitatea să vadă ceva care este artă modernă, e puțin mai dificil de digerat pentru omul de rând, dar sper că o să aibă timp la dispoziție, o veri și ani întregi, să se uite, să descopere din nou și din nou mesaje
care să le facă viața mai frumoasă. Da, mi s-a cerut părerea, însă eu n-am vrut să leg... Artiștii sunt un pic, eu cred că sunt puțin din altă lume. Au un puțin un alt Dumnezeu, dar acești Dumnezei s-au întâlnit în mod fericit aici. Și nu am vrut să leg sub nicio formă mâinile. Bine, mi-am dat... Au fost vreo două proiecte la care am spus că asta poate că nu ar fi chiar cel mai bun proiect. Și au venit cu al treilea, slavă Domnului, că au fost destul de mobili în a schimba planurile inițiale. Dar slavă Domnului că colaborarea și-a spus cuvântul. Aș începe prin a spune că acest proiect este un exemplu de colaborare și bune practici între artiști din România, locuitorii orașului Brașov și autorități. E nevoie să mutăm arta din galerii și din muzee în stradă și de data aceasta este vorba despre calcanul Mănăstirii Franciscane din Brașov. Artiștii au fost selectați fiindcă au un palmares foarte bogat atât pe plan național cât și pe plan internațional. Fiind vorba despre Alex Baciu și Irlo, care tocmai au desenat cel mai mare perete din România, în Timișoara. De această dată au venit cu un proiect care să înglobeze atât temele cu care lucrau de obicei, Irlo cu personaje supranaturale, cu teme ca înălțarea omului, divinitate, teme mistice, și Alex Baciu, care vine cu fragmentele lui de peisaje foarte bine închegate. Peste câteva zile vom vedea exact lucrarea finală. Drumul de la schiță până la lucrarea finală de pe calcan mai suferă câteva modificări, așa că nu ne putem aștepta decât ca artiștii să ne surprindă așa cum o fac de fiecare dată.